Mor. Am transpirat. Nu mai pot. Doamne Dumnezeu. Dar asta apropo de Beligan, la Caracal. Știi că e festivalul a fost de atâtea ori? Fabulos. Bravo. felicitări. Și uh, mulțumesc. Se mai ține? Se ține. A bravo. Fost. Și anul ăsta a fost. Și la un moment dat a venit, a, a venit Radu Beligan, a și jucat într-un spectacol și a văzut, a venit să vadă cred că scrisoarea descrisoarea o scrisoare pierdută cu Iureș cu... De să o da. vadă spectacolul Și a plăcut foarte tare Și după spectacol ne vedeam în foaier Și bineînțeles că toată lumea vrea să-l vadă pe meșterul Să facă poze I Și acolo. așa mai departe da. Și vine Beligan, urcă, urca greu, mergea greu Și așa mai departe Apropo de asta știi că mi-a povestit Fănuș Neagu cum era în, la spitalul Elias, era el, Ștefan Iordache, și a venit Radu Beligan. Nu știu, căzuse, făcuse ceva atunci. Da, da. zicea că ei n-au voie să bea și, băi, Beligan bea, deci nu se poate așa ceva. Mă rog, nu contează. Îți dai seama cum era, trebuia să meargă cineva atunci să-i filmeze, să-i înregistreze, chiar dacă erau bolnavi, în spital toți trei. Da. Beligan, Pănuș Neagu și Ștefan Iordache. Și în timp ce intra în foaier și lumea l-a și așa mai departe, în într-un fel să și îmbulzeau să meargă să facă poze. Și Moana, pe care o știți, zice: stați, "Stați, stați puțin. Vă rog să vă dați la o parte. Domnul Beligan nu-i plac oameni cum e asta." Mi se Foarte pare genial. Bun. Genial. Foarte bun.